ce are importanță este faptul că eu oricât trebuie să mă mișc astfel încât atacul lui se treacă pe lângă mine, da? Am înaintat piciorul, da? Simetric mâinii lui. Vede că eu să mă mișc din locul ăla. Gândiți-vă că eu nu pot să mă mișc, da? Dar nu pot să mă mișc. Se poate. E foarte bine. Dar nu pot să mă mișc. Hai! Facem aceste exerciții pentru că ele se folosesc ca fiind cele de sarte, așa cum le facem acum. Acesta este motivul pentru care le facem într-un anumit fel. Mai departe o să vedem cum le folosesc ele la tehnicile de sarte. Deci ideea este că eu nu mă deplasez de pe această direcție, ci doar de pe această poziție frontală, da? Da? Încercați ușor. Se rotește. Ok, mai înapoi. Da? Partea dreaptă a corpului nu se poate rotește. Da? Pentru că interesatea mea. Asta e motivul pentru care am făcut această mișcare. Relax.
Okienna. Patrz. Ce o știu? 1, 2, 3. Poftim, trebuie să lovească de capul. Da? Doar ce face? Încetinește lovitura lui. 1. Da? Atenție! Eu dacă nu ești de aici, da? Această păcăleală, această păcăleală se va prinde destul de Un, doi, trei,
Mulțumesc și Hanirin. Mișcarea asta este ca să schimbe impulsul. Deci nu fac decât să deviez mișcarea asta pe care eu l-am făcut. Da? Pare că e impulsul. Chiar dacă a fost una, chiar dacă a fost una, este dezechilibrat. Thank you.
și în stânge brațul, de fiecare dată. Ce crezi stânge brațul? Trebuie să fiu foarte atent. Deci nu fac așa. Nu țin mâna la îndemână, da? O mișcare... Poftim încă o dată. Da? Și apoi ideea de a trebui să dezechilibru corpul. Prima...
Diferente.